Mergem uh, mai adânc în Republica Moldova, așa cum am promis, mergem în uh, sector buicani, acolo unde o, o familie cu copii o hotărât și-ar voi de la instanță. De obicei ai voi liber să pleci uh -huh. Dar iată, în urma unor presiuni, în urma interesului imperatriței uh, Maia Sandu, care vrea să trăiască la Buiucani, eu doar asta spun, ți printre rânduri, la Maia Sandu, când citești platforma electorală, îți B, sus, U, I, U, k. diagonal, pe diagonal dacă ești atent. Nu, că chiar există și așa jocuri, spune ți cuvânt viezi și acela ești tu. Mai Maia Sandu, invers, citești, buiucani, -am asta înțeles. era. Clar. în urma unor presiuni, o familie, o hotărâți și ar voie să plece în România la tratament. <sus> Despre și familie vorba, Nata? De ce asta de interes public? Ce s-a întâmplat pe 19 ianuarie, încât lumea iarăși, a nu știu câte oară, a 1001 -a oară, cred că o să și cu justiția din Republica Moldova. Un om cu patru capte de acuzare, trădător de patrie, sinonim la tot și spați găsești mai mizerabil pe Dex Online, lui de dă voie să în afara țării pentru un tratament post-Covid. Săptămâna trecută, pe 19 ianuarie, așadar apărătorii avocații lui Igor Dodon în ședința de judecată au înaintat o cerere prin care au solicitat instanței în lui Igor Dodon să părăsească Republica Moldova în perioada 28 ianuarie-5 februarie pentru a asigura un tratament de reabilitare post-COVID în România a fiului său, anexând, atenție, în acest sens, un șir de acte ce ar confirma necesitatea deplasării peste hotare. Ne oprim aici. Asta avocații și... o șerut. Da, și, șerut. și punem așa câte un pin. Dodon, care nu crede în COVID și care spune că pe o nară intră și pe alta iese, ne anunță că totuși COVID există pentru că are nevoie copilul lui de reabilitare. Dodon, care cuvântul României provoacă m am în toate încheieturile, se duce în România să caute tratament și pentru aceasta prezintă niște acte de la medici. Apărătorii vin și prezintă. Așa. Procurorii spun, scuzați vă rog frumos, dar poate noi vorbim cu medicul care a pus ștampila, care a semnat asta, deși anume în România se În Moldova tot sunt protocoale de tratamente post-Covid mii și mii de oameni au trecut prin aceste protocoale, s-au tratat post-Covid în Republica Moldova, cam la condiții similare precum în România. Deși îl do s-ar uh, încuvința o plecare în România, când ai patru capte de acuzare, când se procurorii se cer macar ares la domiciliu, pentru că tu poți influența în continuare mersul anchetei. Și, nata, până la urmă, cine, cine vă străjăstăval? Păi, vă străjăstăval până la urmă pofta procurorilor de a nu se lăsa bătuți putea. de Interesele instanței, pentru că se pare că instanța, la solicitarea procurorilor de audia medicii, a spus că nu-i interesați. Dacă medicul o scrie și o pus ștampila adevăr pur. Procurorii au zis, pur nepur. hai să căutăm adevărul noi singuri. Și au mers procurorii la medici. Și ce au descoperit acolo? În primul rând, trebuie să menționăm că procedurile indicate în acea îndreptare de la medic sau se numește, se numește trimitere, extras. Nu sunt necesare de a fi efectuate peste hotare. Acestea fiind disponibile și în Republica Moldova. Iar Protocolul Clinic Național privind tratamentul infecției COVID nu are asemenea recomandări, cum ar fi să ducă omul să-și facă tratamente de reabilitare la salinele din România. În aceste circunstanțe procurorii au efectuat niște ridicări de documente și dispozitive informatice și ce au descoperit? Au descoperit o chestie tare curioasă și anume faptul că medicul care a eliberat această îndreptare la proceduri a spus că dar eu nu știu cine să ieși, eu am pus ștampila pentru că m-a rugat o colegă de serviciu să pun ștampila. Ok, hai că începe să devină mai interesant. Dar cum Dar da da cine e colega aceea? Ah, colegă ce îi soția unui consilier uh, municipal din Chișinău care este membru al Partidului Socialistilor, nu este dat numele, dar noi știm cine face parte din Consiliul Municipal Chișinău și care este un arzător reprezentant al socialiștilor acolo. Iubitorul de Bazilena? Iubitorul de Bazilena care noi nu o să spunem numele dacă nu spun nici da, procurorii, da. că doar să menționăm. Soția lui e medic, da? Noi nu știm, noi nu mai știm, știm. Așa, până la urmă. Poate noi și greșeam no, da. de asta eu cred că sunt suficiente detalii. Da. Soția de... unui membru al psrm mea roagă o colegă medic să pună o ștampilă pentru dodon. Mai, ce încă nu conflict de interes? Asta pentru că sănă... pentru sănătate. Pune. Aici ștampilă pui pentru sănătate. Depinde unde. La biserică columnare, la doctor ștampilă, șinătă. Procurorii ieri fac o postare. Procurorul anticorupției pe Facebook ieri dau aceste detalii, spun că au ridicat documente, au vorbit, au aflat că medicul nu știe despre ce pacient e vorba pentru care au pus stampila. Eu nu știu cum sunt și cum sughiță judecătorii care i-au permis atunci în prima instanță și nici nu au vrut să intervieveze, să, să, să interogheze medicul în cauză. Dar mi se pare superb. Tu învoiești, procurorii pe urmă stau, petrec câteva zile să vadă dacă e adevărat sau nu și noi azi, în sfârșit, ne trezim cu un deznodământ de la însuși uh, Igor Dodon. În, și în primul rând, eu, Igor Dodon bineînțeles că o acuzat procurorii de faptul că au făcut presiuni pe medici. Le-au pus mai că nu lațul la găciul, scos adevărul din ei așa ia, cu furculița au scos adevărul și, și nu se poate că eu am amenințat cu poligraful dar că într-un final el nu va pleca în România pentru că Galina nu poate să pleci cu el Galina nu are permisiune să iasă din țară așa că o să caute reabilitarea post-covid deocamdată în Moldova Stăni, e pare simpatic și spune Dodon a presiunilor și persecutorilor la adresa medicilor care au eliberat prescripția pentru reabilitare reabilitare, am decis să renunțăm la această deplas. Sare, vom căuta soluții alternativă mm -hmm. pentru a stopa presiunile inumane în adresa medicilor da. de la... Măi, stai o leacă! De mutăți medicii sub presiuni inumane e un singur caz. Tu recurzi la niște căi vădit corupte pentru noi rămâne numai să vrea do domn sau nu să scape de vreo pedeapsă să se fugă din țară. Dar tu zici că sunt presiuni numai. Eu mă mir cum de el nu a făcut vreun apel la protestul tuturor medicilor din Europa de sud-est contra presiunilor în a Procuraturii Anticorupție. Să adresez întrebări. Băi, tu cunoști pacientul pentru care ai pus ștampila? E presiuni în în viziunea lui Igor Dodon. Omul care înghite recipisa la intrarea procurorilor în casă, e om care s-a emoționat la șapte dimineața. Vedeți cum Dodon că altfel vede lucrurile decât El cam tot timpul altfel le-a văzut. Uh, mai trebuie să menționăm că procurorii totuși au solicitat instanței uh, schimbarea măsurii uh, de cum spunești, e măsură de preventivă. Are... Deci, în momentul acesta, Dodon n-are voie să iasă din țară. Iar procurorii au cerut instanții să-l pună, totuși, în arest la domiciliu. Da. Hai să vedem mai departe, prieteni. A ce miroase justiția din Moldova dacă procurorii demonstrează că vor să scoată în capăt acest caz, această, uh, acest proces și cumva să-l tragă la răspundere pe Dodon, dar n-au cu cine, pentru că judecătorii, deocamdată, nu au nevoie să interogheze medicii care îi dau voie, îl dodon, să-și duc copilul la reabilitare. Noi putem să ne dorim justiție, noi putem să ne dorim foarte mult, să vedem după gratis, să-și își pedeapsa dacă a fost demonstrată vina. Însă, atâta timp cât în sistemul justiției vor rămâne oameni pe care nu o să-i intereseze lucruri care sunt esențiale să fie verificate, iată o să avem așa o tărăgânare de la o zi, de la un proces la altul. Dar și opțin putem pe viitor, că cineva vine și te întreabă, iarăși, un copil vine și te întreabă, salut, tata, ce mâncăm azi, ce avem la cină, încetează aceste presiuni inumane împotriva adulților. E că îi spui așa și de data asta te înțeleagă. Te oprește în polițist pentru viteză. Dar, apropo, e foarte bună scuza asta, la orice, la orice întrebare. Sau, de exemplu, copilul te întreabă, tata, tata, ta tu ești sigur că noi azi îți mâncăm numai pâine cu humus? Dar tu ai să spui, copilul m-a amenințat că o să mă pună sub poligraf. Da, și humusul știm ce urmări are. Nu? Tratamentul post-humus tot e unul necesar, dar el e disponibil în orice colț a planetei.